În dimineața de 6 ianuarie 2014, în cadrul unei emisiuni televizate la B1 TV între orele 11 și 12, președintele României Traian Băsescu a afirmat: Năstase a reușit să instituie un sistem clientelar care a fost și este extrem de greu de dizlocat. Întâmplător sau nu, la ora 16:30, completul de 5 judecători penal al Înaltei Curți de Casație și Justiție, condus de judecătorul Ionuț Matei, a pronunțat sentința adăugând o condamnare pentru fapte de corupție. Fostul premier al României a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze inspecția judiciară. Am înțeles că premierul Victor Ponta ar fi afectat independența justiției, spunând înainte de finalizarea dosarelor că George Becali sau Relu Fenechiu sunt în esență oameni buni, ceea ce putea afecta independența judecătorilor. În mod similar, în condiția în care președintele României, înainte de pronunțarea sentinței, a afirmat în esență că sunt un om rău, în mod evident această afirmație a afectat independența justiției. Petiția lui Adrian Năstase a fost înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii, inspecția judiciară urmând cel mai probabil să fie sesizată. Conform reprezentanților CSM, având în vedere că este vorba despre o petiție, nu este necesară sesizarea plenului CSM.